Gata, salutare! Ce faci, Gata, Costin? A luat-o, nu? A pornit! Este ora 19, suntem iarăși on, suntem live, la live-ul nostru săptămânal despre ABC-ul programării și continuăm de unde ne-am oprit data trecută. Continuăm cu buclele. Bucle, da, care nu sunt altceva decât instrucțiuni de repetiție. Pentru că altfel, dacă ar fi fost să desenăm cu buclele, evident că nu făceam altceva decât niște astfel de floricele. Simțeam nevoia să fac treaba asta. Hai să vedem, între timp au pornit streamurile, au pornit ambele live-uri. Uite, deschid și eu aici într-o parte Bă, la mine nu apare nimic. ca să vedem comentariile. Nu au apărut încă? Hai că le vedem acum. Acum. Să opresc sonorul ca să nu se audă ciudat. Dacă ați apucat să intrați cumva până reușim noi să dăm pornire pe aici, vă salutăm, bună seara, lăsați-ne un mesaj, dați acolo un like, un share, lăsați un mesaj, un bună seara, ca să putem să vedem cu cine o să petrecem această seară, minutele acestea frumoase din seara de joi. Iată, live 28, îmi apare ceva aici. Să vedem dacă pot să văd și oamenii care sunt live și dacă pot să văd și comentariile. Bun, abia aștept să vedem ce chestii interesante putem să facem cu ajutorul buclelor, ce desene faine putem să facem. Uite, mi-a deschis aici. Vă salut! Bună seara! Bună seara! Ia uite că avem deja urmăritori. Bine ați venit! Pe YouTube sau unde? Pe Facebook. Pe Facebook deja văd. Uite, o să deschid acum și pe YouTube. Ok. Să văd pe mail dacă am trimis notificare. De fiecare dată stăm aici minutele astea până pornește treaba. Pentru că surprize, tehnica poate să facă oricând surprize. Ba, nu merge ceva, ba, altceva. Dar le rezolvăm. De asta este bine să dați un mesaj. Mulțumim tuturor celor care ne dați aici mesaje. Iată, avem un bună seara, vă salutăm. Așa, hai să intru și pe YouTube. Parcă merge un pic mai încet în seara asta, dar sper să se aranjeze. Ia, uite, pare că funcționează. Nu știu dacă și sonul e bun, o să încerc un pic. Da, uite, pare că se aude bine. Bun, deci din câte înțeleg, este bine. Uite, am aici deschis și YouTube-ul, am deschis aici și Facebook-ul, așa că vă aștept să comunicăm. Ok. Bun, gata, ne apucăm de treabă. Ești gata, Costin, să desenăm? Ești gata, da? Uite, am făcut și floricica, uite, facem un pic de iarbă pe aici. Data trecută, uite, o reamintire scurtă, așa un scurt reminder. Data trecută am continuat seria de lecții introductive de programare cu Small Basic și am arătat cum se pot face diverse desene folosind Graphics Window. Da, acest obiect, Graphics Window, cred că prima dată trebuia să-i apelăm metoda aceasta show, să se arate și puteam să desenăm lucruri. Graphics Window.draw line, de exemplu, să deseneze o anumită linie de unde până unde. De exemplu, dacă voiam de la 10, 100 până la 300, 400, ne făcea ceva de acest gen. Da, iată, ne-a desenat. În loc să ne deschidă fereastra aceea neagră, fereastra de text, în această fereastră grafică, în primul rând că este albă și în al doilea rând că putem să desenăm lucruri. Da, coordonatele 0, 0 erau în acest colț și prima coordonată X-ul creștea către dreapta, Y-ul creștea în jos. Punctul de start i-am zis să fie 10, 100, da? Adică s-a dus 10 așa și 100 în jos. Bun, iar celălalt, nu mai știu cât am zis, foarte mult, 300 cu 400, cred. Da? Și s-a obținut linia aceasta. Doza săptămânală de logică. Bună seara, bună seara! Super, super! Mulțumim tuturor care comentați pe aici. Așa. Bine ați venit! Doza săptămânală de logică. Să rezolvăm și probleme. Păi o să rezolvăm și probleme, dar începem așa ușurel. Începem mai ușor cu să ne jucăm așa, cu desene, cu chestii
O să trecem și la probleme mai serioase pe parcurs, dar trebuie să avansăm ușor, ușor către acolo. Acum o să continuăm după acest document, documentul lor de introducere în Small Basic, și să vedem ce mai aveam pe aici. Aveam draw rectangle, ăsta cred că l-am făcut deja data trecută. Hai să, nu știu sigur dacă l-am făcut, dar hai să facem un dreptunghi. Draw rectangle. Rectangle, e bine că îl completează. Și ce îi dădeam ca parametri? Iată, 20, 20, 360. Da, se pare că primul parametru era lățimea și al doilea înălțimea. Nu așa era? Să-mi zici, Costin, dacă... Ops. Mă auzi? Mă auzi? Stai, cred că am apăsat ceva din greșeală. O secundă. Mai dau un share screen aici. Nu te aud. Așa. Gata, acum mă auzi? Da. Cred că din greșeală, nu știu ce, e posibil să fie apăsat vreo scurtătură ciudată și s-a închis zoom-ul. Acum spunem dacă mă auzi ok. E în regulă, da? Da. Bun, deci nu vă speriați. Încă funcționează. Văd că live-urile funcționează aici. Nu s-a întâmplat. Ups. Sau s-a întrerupt ceva, s-a întrerupt pe YouTube sau mi se pare mie? Sperăm să funcționeze încă. Nu știu sigur. Ia să vedem dacă dau replay, s-o fi întrerupt ceva. A fost de la tine. S-o fi întrerupt ceva de la mine de aici, nu? Ei, dacă este să nu mai meargă live-ul de pe YouTube, o să-l continuăm, o să pun înregistrarea dacă e să se fi întâmplat ceva. Nu știu sigur, fiindcă eu din câte văd aici, pare că încă funcționează. În fine, o să vedem. Sper să nu fi închis ceva pe aici. Bun, deci continuăm. Continuăm, avem oamenii pe Facebook aici. Confirmați-ne că încă este ok. Încă ne auziți bine? Încă ne auziți și vedeți. S-a întâmplat ceva, nu știu ce, a fost o mică problemă. Probabil o să văd pe înregistrare apoi, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat. Dar din câte văd aici pare că este ok. Dacă primim și vreo confirmare de la cineva ar fi super. Bun, deci cu dreptunghiurile acestea care era a treaba? Trebuia să-i dăm punctul de start mai întâi. Uite, dacă îi spuneam de exemplu 100-100, apoi trebuia să-i spunem cât să fie de lat și cât să fie de înalt. Da, deci ia să vedem. Uite așa. Dăm run. Deci 100-100, ăsta este acest punct, dar reamintesc că ăsta e punctul 0-0. Și am zis să fie lat de 300 și înalt de 200. Da, așa sunt coordonatele. Da, pare că s-a întrerupt, dar a revenit. Ok, nu-mi dau seama din ce cauză s-a întâmplat chestia asta și din păcate se pare că YouTube-ul a întrerupt cu totul în momentul în care s-a întrerupt. Da, rămâne de văzut din ce... Ah, sau și-a revenit. Ba, pare că și-a revenit și pe YouTube. Suntem din nou live, ok, o să văd apoi... Cum a rămas, nu-mi dau seama. Vom vedea ce va fi și cu YouTube-ul. Bun. Hai să revenim aici, să continuăm. Deci, următoarea funcție pe care o aveam la dispoziție era fill rectangle, ca să îl și umple. Iată că așa îi face doar conturul. Dacă vrem să îl și umplem, trebuie să folosim funcția fill. Fill. Ok, umplere. Iată că s-a umplut, dar cu o culoare... cum a vrut el să... Nu știu ce culoare a avut aici, default. Dar iată că avem și brush color. Deci avem pen color pentru margine, culoarea stiloului, culoarea creionului, da, și culoarea pensulei. Brush color. Hai să-i dăm... Ce culoare să-i dau? Red. N-am inspirație, nu știu exact ce culoare are, dar uite că am mers cu red. Sunt curios dacă merge și marginea, dacă zic green... graphics window pen color. Ia să vedem. Pen color green. Sunt curios dacă îi face marginea verde. Nu, se pare că nu i-a făcut marginea verde. Dar probabil dacă i-aș da acum un draw rectangle peste, aș putea să-i fac și marginea. Draw rectangle. Să-i dăm aceleași coordonate de aici. Din fericire merge copy-paste. Așa că ne folosim de care el. Care aici, care X-ul, care Y-ul? Care, ce anume?
A, e Scrie tare mai că scrie, da. Într-adevăr. probabil. Ia, uite, se și vede dunga verde, se vede mai puțin, dar este ok, văd aici, super. Bun. Puteți să-mi dăm o grosime? Ce anume? Să Să-i dăm o dăm grosime la linie? grosime la linie? Da, mi se pare că se putea, de data trecută, nu mai știu, cred că aveam pen width sau ceva, iată, pen width era, deci grosimea stiloului. Pen width este egal cu 5, să zicem. În felul acesta se vede că a ieșit mai groasă linia. Bun. Hai să trecem mai departe, că deja am folosit bucle încă de data trecută când am făcut acest mic desen, mai ții minte, nu, cu liniile, dar atunci am făcut caroiajul cu linii verticale și linii orizontale. Așa, să vedem mai departe. Uite și elipsă, că elipsă n-am desenat. La elipsă cred că este la fel ca la dreptunghi, numai că trebuie să-i spunem, ia, cu fill ellipse. Uite, în loc de fill rectangle, o să zic aici fill ellipse, cred că sunt fix aceiași parametri. Da, o să-i tai asta, că deja parametrii am dat, adică la fel ca trebuie să-i dau parametrii dreptunghiului în care s-ar încadra. Iată, i-am dat parametrii dreptunghiului în care s-ar încadra, adică colțul din stânga sus și apoi cât să se ducă în dreapta, cât să se ducă în jos. Bun. Ok, aici o să închid că slabe șanse să mai reiau. Uite, poate dacă îi dau, nu știu sigur dacă. O secundă, o să am o mică curiozitate. Pare că încă merge. Pare că încă merge, dar nu știu sigur dacă merge sau nu merge, o să mai verific altă dată. Acum nu vreau să pierd timpul cu asta. Bun. Revenim. Elipsa ca elipsa, am rezolvat și cu elipsa și avem cercul. Dacă vrem să facem cerc din elipsă, ce avem de făcut? E cam simplu, nu? Da, din dreptul facem pătrat. Exact asta este, uite, îi fac și aici. Din dreptul facem pătrat și am făcut cerc. Deci nu avem funcție specială pentru cerc, ci ne folosim de elipsă. Bun, și în sfârșit, iată-ne la capitolul 7, Fun with Shapes, distracție cu forme. Bun. Și la acest capitol, ia să vedem ce vor ei să facă. Deci, mă uit la program, iată, ăsta ar fi programul, dar hai să vedem ce și-a propus să obțină. Deci, ceva de genul acesta, rectangular. Deci, să facem mai multe dreptunghiuri, unele în interiorul altora. Ok, păi hai să ne folosim de acest desen pe care deja îl avem și să facem în interiorul acestui pătrat verde să mai facem alte pătrate. Ne Ok. folosim de ce anume ca să facem asta? Uite, o să zic aici pen color. O să folosesc un alt pen width și un alt pen color ca să ne separăm puțin. O să-i dau cu albastru, să zicem, blue. Și lățime ceva mai mică, să zicem lățime de 2. Cum facem cu buclele? Super, mulțumim, Cristi. Uite. Super, super. Ce facem? Cum facem bucle aici? Mulțumim. Ia zi, Costin. Ce facem aici? For, ia uzi. Nu se poate folosi un lup și de fiecare dată să scadă dimensiunea? Ba da, felicitări. Ba, asta e și ideea. Asta e și ideea. Uite, luăm aici un for, să Unde ai zicem. citit pe YouTube comentariu? Păi nu, că pe YouTube s-a întrerupt, pare, sau nu, nu-mi dau seama și am lăsat așa. Oricum am înregistrarea și o să-mi caric ulterior dacă e problemă. Sunt aici pe Facebook, pe Ah, pagina, da, ok. da? Pe Facebook. Bun. Deci, să ne gândim ce am vrea să facem. Deci, deocamdată, dacă am începe de la ăsta, să zicem că ăsta este primul dreptunghi pe care vrem să îl desenăm. O să fac așa. End for. Deci ăsta ar fi primul pe care vrem să-l desenăm. Să zicem că punctul de start este atâta și am vrea să fie 300 cu 300. Ok, deci poate nu vrem să fie 300 cu 300. În primul rând, câte vrem să desenăm? Să zicem că am vrea să desenăm vreo 10. Deci de la 1 până la 10. Bun. Atunci, cum îl facem să fie mai, din ce în ce mai mic? Deci, în loc de 300, să zicem 300 minus i ori 20. Deci, cât ar fi 10 ori 200?
I ori 20, da? Am zis 1. I. Ideea este că în felul acesta, dacă punem aici I ori 20, prima oară o să fie 300 minus 20, da? Apoi 300 minus 40, minus 60 și așa mai departe. Bun, deci acum merge și pe YouTube. Ok. Eu n-am mai verificat. Ia să vedem. Și-o fi revenit între timp. Să vedem dacă este... Am așa o curiozitate asta. Să văd dacă totuși... Că mie mi-apare că OBS-ul încă transmite. Dar nu știu... Nu cred. Mie totuși îmi încarcă tot prima parte, cea de la început. Și pare că și-a... Că s-a întrerupt așa brusc. O să încărcăm. Încarc înregistrarea apoi. Deci asta este. Cel puțin așa apare la mine. Bun. Deci dacă facem doar atât, hai să vedem cum apare desenul. Ia uite cum apare desenul. Deci ăsta ar fi primul. Da, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iată, sunt 10 pătrate albastre. Primul fiind ăsta. Ok, dar dacă vrem să-l facem să deplasăm și puțin mai la dreapta, pe atunci înseamnă că trebuie să adunăm și aici ceva. Aici trebuie să adunăm I ori, dar nu 20, hai să adunăm I ori 10 aici, ca să se deplaseze mai puțin. Ar trebui să deplaseze jumătate, practic. Exact, că dacă acolo s-a dus cu 20, aici se duce doar cu jumătate. Ia uite ce frumos. S-a deplasat frumos și vedem că loc ar mai fi, deci putem să mergem chiar până la 15. Hai să vedem, o luăm pe încercatele. Ia uite, perfect. Da, uite ce desen interesant a ieșit. Deci, rectangularul nostru a ieșit. Puțin altfel față de cum e desenat acolo, dar iată că a ieșit. A folosit aici background color black. Dar, iată, în loc de elipsă, uite, eu o să le fac pe același desen. Dacă auzi de curiozitate, pune un 16. Să punem 16, să vedem cum iese în interior acolo, dacă iese un punct, da. Nu? Nu, n-a ieșit un punct pentru că cred că dacă dăm coordonate mai mari, uite, se duce și devine mai mic de 0 și probabil știe el să nu mai... Da. Probabil ia. De unde știu că n-a fost cu 14? Ia uite, poate chiar 13. Hai să vedem. Aha, deci până la 14 a mers de fapt. Deci până la 14 se pare că a mers, că dacă îi dăm mai mult, deja după aia devine dimensiunea mai mică de 0, se pare. Și nu mai apucă să... Nu mai... Ar trebui să-i spunem 28 și să-l mărim din 10 în 10. Ca să dacă vrei fi. Să știm... Da, depinde, în funcție de cum vrem să facem, putem să specificăm numărul, să variem distanța dintre ele. Aici varianta pe care am ales-o este cu numărul lor, câte să fie, da? De la 1 la 14, deci sunt 14 și în funcție de acest I calculăm coordonatele. Asta este o variantă de a face lucrurile. Dar hai să nu mai pun aici 100, hai să-i pun 10, uite, o să fac așa, ca să fie puțin mai sus. Uite, să apară mai așa. Bun. Să ne uităm mai departe. Ce vrea să facă? De data asta vrea să facă ceva cu cercuri concentrice. Hai să facem și cercuri concentrice. Pentru că și dacă vrem să facem cercuri, lucrurile sunt cam la fel. Uite, dacă pe lângă acest draw rectangle mai punem aici un draw ellipse, avem draw ellipse, graphics window, da. Draw ellipse. Da, ar trebui să deseneze doar conturul. Iată că avem notat aici X, Y, lățime și înălțime. Bun, păi hai să luăm aceleași coordonate. Practic, dacă am luat aceleași coordonate, ar trebui să fac același lucru. Numai că de data asta ar trebui să fie sub formă de cerc, da? Să-i modificăm pen color. Uite, îi dau pen color blue aici, înainte de desenarea dreptunghiului, și pen color green, să zicem, înainte de desenarea cercului. Pentru că dacă îi dau pen color, va rămâne ultimul pen color și altfel s-ar desena și dreptunghiurile. Dar așa, de fiecare dată, îl setez înainte de a face desenul. Și ia uite că ceva a ieșit, dar avem fundalul ăsta ciudat. Hai să nu-l mai pun. File lipsă asta, îl comentez aici. Am făcut comentarii. Ia uite.
Un desen interesant. Deja se creează și Interesant. o mică iluzie optică aici. Da. Din cauza că sunt pe aceeași dimensiune, uite ce interesant pare. Bun. Mai departe, mai departe. Ia să vedem ce mai putem să facem. Avem și randomize. Deci tot în capitolul ăsta de... hai că lucrurile sunt foarte interesante. Bun. Hai să facem și chestia asta. Se pare că avem și posibilitatea de a lua numere aleatoare, get random number, adică să preia un număr la întâmplare, 640, deci probabil dă un număr între cât și cât, ia să vedem, zici tu, între 0 și numărul acela, da, nu, mă uitam dacă specifică exact între cât și cât, probabil între 0 și 640 sau între 0 și 639, dar o să dea un număr între coordonatele respective. Interesant și asta. Și deci Y-ul este la întâmplare și culoare. Ia uite, avem și culoare. Get random color. O culoare la întâmplare. Foarte interesant. Bun, haide să lăsăm acest desen, că nu ne deranjează cu nimic, dar putem să ne deplasăm puțin mai la dreapta. Dacă vrem să facem mai multe astfel de puncte, va trebui să repetăm, uite, să zicem câte puncte, 100 de puncte. Uite, pentru, încă o dată, ai tot I, să zicem, de la 1 până la 100 spre multe. Hai să pun deocamdată 10, and for. Deci să ne deseneze 10 cerculețe la întâmplare. Și aș vrea să fie undeva plasate, undeva mai în dreapta. Deci mai în dreapta de... 100, de la 400 încolo. 200. Ah, 400, ok. Păi da, am zis să fie puțin mai în dreapta. Ia să vedem dacă dau draw ellipse. Deci pornesc cu ce aș vrea să facă. Să deseneze o elipsă plasată cam pe la 400 și ceva. 400 plus ceva la întâmplare. Hai să zicem plus un X și 10 plus un Y. Iar dimensiunile să fie micuțe. Uite, 15 cu 15. Ok. Iar X-ul și Y-ul să le ia la întâmplare. Deci avem un mat, matematică, punct. Get random number. Ia un număr la întâmplare. Un număr la întâmplare, între cât și cât, hai să fie 400, hai să zicem maxim 400, ca să nu se întindă prea mult. Ar ajunge probabil undeva până în zona asta. 400. Ok, să luăm și Y-ul. Și Y-ul la fel, tot vreo 400 sau chiar 300, uite să fie cât, nu, hai 400, e bine. Lăsăm așa pe 400 și vedem ce se întâmplă. O să apară toate colorate la fel și probabil cu verde, că asta a fost ultima culoare. Nu, pentru brush red, o să apară cu roșu, hai să le vedem. Apar cu roșu sau nu? Nu, ceva nu e bine. Pe aici au apărut, în primul rând, au apărut cu verde. Ok. Și mai departe ce avem? Deci am dat X. Am zis tot X aici. Păi Y. Asta o dat. Păi și ce se întâmplă? Ce eroare mi-a dat? Că nu văd ce scrie. Ia să vedem. X plus Y. The math class. Ia. Ok. Y. Nu-mi dau seama care este problema. Ia. Dacă dau run. Da, uite, punctele au apărut la întâmplare. A rămas el setat, colorat așa. Deci iată că a pus puncte la întâmplare în zona asta, dar de ce? Eu i-am dat draw, am dat draw ellipse, nu i-am dat fill ellipse. Da. Că dacă le dăm fill ellipse, trebuie să apară cu roșu. Fill ellipse. Ia uite-le. Ok. Uite că au apărut cu roșu la întâmplare. Nu par ele distribuite așa foarte uniform, dar probabil dacă pun mai multe, hai să pun, eu câte am pus, doar 10. Nu mai găsesc unde este ăsta. Aici vreau. Deci dacă pun 50, dacă pun aici 50, oare se vor distribui mai... Ia uite că dacă pun 50, deja începe să se vadă pătrățelul în care sunt incluse. Pentru că ele sunt la întâmplare și cu cât iau mai multe, cu atât se va acoperi toată plaja aceasta de valori posibile. Deci ele practic trebuie să se încadreze undeva din colțul ăsta până în colțul ăsta. Dacă dau și mai multe, dacă dau 100, ce ai zis, Costin?
Puteți să dăm ca random și mărimea cercului? Să Da, fie unele mai mari, unele mai hai mici? să facem și mărime. Întâi am vrut să văd că se acoperă cam toată zona și iată că se cam acoperă. Dacă dăm 100, uite că se acoperă cam toată zona asta. Putem să-i dăm și mărimea random. Uite, să zicem mărimea de dimensiune, diametru. Să zicem că diametrul ar fi tot așa, mat.get Random, random da. number. Dar să nu fie nici mărime foarte mare, să zicem maxim, pune maxim 100 sau cât? Nu e mare, maxim 5. Nu, dar 15 erau așa, hai să punem 50 totuși. Sau nu, 30. Păi gândește că ele erau 15 deja și erau destul de... Ia uite, așa o să apară unele mai mari, unele mai... Nu? Ce? A, dar n-am pus, i-am dat mărime, i-am dat D-ul, dar D-ul trebuie să-l pun aici. Acolo. Așa. Uram. Uite că au apărut mai mici, mai mari, unele peste altele, așa. E interesant, așa. Deja pare că facem un pic de artă abstractă, nu? Îi punem o ramă și facem o expoziție. Nu mai avem mult. Ne apropiem. Hai să schimbăm și culorile. Dacă vrem să dăm și culoare, ar trebui să schimbăm aici Brush Color Graphics Window. Ce am făcut? Graphics Window. Punct. Brush Color. Așa e valoarea. Pare că avem tot în mat. Acolo am văzut eu un document. Number color, da. Ceva. Get random color. Da, așa scrie acolo, într-adevăr. Get random color. Dar, a, e graphics window. Deci nu e din mat. Că mă miram, că în mat am văzut că nu mi-apărea. Deci în graphics window avem get random color. Da, nu știu cum are culorile setate. Că în mod normal și culorile ar trebui salvate tot sub formă de numere, dar cine știe ce reprezentare internă are pentru ele. Așa că folosim, cum zic aici, get random color. Și ia uite că ne iau o culoare la întâmplare acum. Și ia să vedem ce iese. Wow! Gata, ramă. Ne ducem cu ele la înrâmat. Și e interesant că desenul apare de fiecare dată altfel. Iată, dacă reținem un pic desenul ăsta, revenim și dăm din nou run, o să vedem cu același program un alt desen. Durează ceva, se vede că deja programul a devenit un pic mai complex. Ăsta s-a făcut destul de repede, da, desenele acestea cu cercul și pătratul, dar aici cu punctele astea, e clar, câte avem? 100 de repetiții, da, iată, 100 de repetiții pentru i de la 1 la 100 și deci toate chestiile astea se întâmplă de 100 de ori. Adică se dă o valoare la întâmplare de maxim 400. Repet, nu știu sigur dacă dă între 0 și zice, get a random number between 1 and the specified max number. Uite că mi-a răspuns. Tocmai când ziceam că nu știu, mi-a apărut documentația. Deci se pare că între 1 și numărul ăsta maxim de aici. Deci îmi dă o valoare între 1 și 400. Bun. Și pentru Y la fel o valoare între 1 și 400, iar pentru D o valoare între 1 și 30. Iar apoi dau coordonatele astea. La 400 adaug X și la 10 adaug Y. Da? Diametru, lățime D, înălțime D. Deci va fi practic un cerc de diametru D. Și a ieșit acest desen interesant. Hai să mai vedem o dată încă un desen. Durează ceva până se calculează, iată. Iată și desenul de dinainte și iată și pe ăsta rezultat aici așa la întâmplare. Bun, ce au făcut ei aici este ceva similar, numai că au setat culoarea la fundal negru. Da, și este rulat în aplicație, în varianta instalată pe calculatorul aplicației, Small Basic. I-ul ăsta este de la 1 la 1000, culoarea, și în rest este cam același lucru, numai că fereastra a acoperit-o complet. A luat o fereastră de 640 pe 480 de pixeli și a acoperit-o complet. A luat doar X-ul între 1 și 640, Y-ul între 1 și 480, diametrul a lăsat constant de 10 și a ieșit ceva de genul acesta, cum era și de așteptat. Ceva în genul cum am făcut și eu aici, numai că cu diametri diferite și arată mult mai interesant. Fractali chiar. Wow! Interesant. Hai să facem și fractali.
Vreau să văd, am dat așa puțin mai departe să vedem. Da, lăsăm Turtle Graphics pentru data viitoare. Am mai făcut noi ceva cu Turtle Graphics, nu este o chestie cu totul nouă, dar fractali sună cel puțin interesant, nu? Da. Fractali. Sună tare, nu? Hai să vedem despre ce este vorba. Uite, ia niște lucruri la întâmplare pe aici. Uite, o să iasă ceva de genul ăsta. În primul rând, ce sunt fractalii? Că așa eu pot să iau programul să-l reprezint, dar nu știu cât de mult vă ajută. Nu știu de ce au introdus ei deja fractalii. Poate așa că e o chestie foarte interesantă și atractivă. Uite, hai să iau totuși desenul și apoi o să discut pe marginea lui. O să-l iau direct așa că nu mai stau să-l tastez de la zero, că ar dura foarte mult acum. Ok, o să tai partea aceasta. Ok. Bun. Deci, dar în primul rând o să le mai aranjez frumos un pic, că nu prea îmi place cum arată. Te dăm aici niște taburi, niște alinieri frumoase. Bun. Pentru I, ok, avem și ăsta așa. De fapt, totul este în for aici. Ok, if-urile așa. Dar se pare că în momentul în care le-am copiat din... Ele erau aranjate frumos aici, dar în momentul în care le-am copiat din PDF a schimbat alinierile. Repet, am mai zis și cu alte ocazii că alinierea e foarte importantă, pentru că altfel nu ne dăm seama cum sunt incluse instrucțiunile unele în altele. Și în acest sens, dacă vă uitați pe înregistrări mai din urmă, când am făcut joculețe de la Blockly Games și alte limbaje în acestea grafice, vă ajută foarte mult să vedeți cum erau blocurile acelea ca piese de puzzle, cum erau incluse unele în altele. Cam așa, în felul ăsta trebuie să le aranjăm și aici. Ne întreabă Andreea, este același limbaj ca și în programul Processing? Nu este același limbaj ca în Processing. Acolo este un fel de Java în Processing. Aici este un fel de Basic, de Visual Basic for Applications, care este în programele acestea de Office de la Microsoft. Dar hai să nu-i dau totuși cu 1000, că mie că stăm până mâine. O să-i dau totuși cu 100 aici, că merge destul de greu procesorul. Și avem culoare de fundal negru, X-ul și Y cu 100-100 și apoi pentru I de la 1 la 100. Luăm în R un număr aleator între 1 și 3. După care avem aici UX 150, UY 30. Și ce facem? Dacă R este 1, deci facem lucruri diferite în funcție de cât este R. Dacă R este 1, UX-ul devine 30, dacă R este și UY-ul este 1000, dacă R este 2, UX-ul și UY-ul sunt ambele 1000. Valoarea asta de aici, valorile astea au rămas doar în situația în care R-ul a fost 3. Nu? Este un fel mai ciudat de a scrie, un pic poate mai greoi de văzut. Practic, în funcție de cât este R, deci întâi s-a luat un număr la întâmplare, R, care poate să fie, R poate fi, R poate fi 1, 2 sau 3. Da? Zice, dacă R este 1, se face treaba asta. UX-ul este 30, UY-ul e 1000. Dacă R e 2, UX-ul e 1000, UY-ul este 1000. Dacă R e 3, ce se întâmplă? Se întâmplă chestia asta de la început, pentru că valorile astea li s-au dat la început. Avem variabila UX e 150. Dacă nu se intră nici în acest if și nici în ăsta, atunci rămâne valoarea asta. Și în ce situație nu se va intra nici în ăsta, nici în ăsta? Păi când R a fost egal cu 3, da? Dacă a fost egal cu 3, rămâne acolo. Deci ideea este că UX-ul și UY-ul pot să ia 3 valori diferite, 3 seturi de valori diferite în funcție de, deci total random, total la întâmplare. Iar X-ul, la X se adaugă valoarea curentă plus UX pe 2. Și iată cum doar cu formula asta, care acum e greu de explicat de unde a fost ea scoasă, dar efectul este, hai să vedem, efectul, cred că am pus prea puține puncte și nu se vede. Uite, nu trebuie să-i dau background color black, ia dacă îi dau, îi dau, uite așa. Light green este puțin cam greu de văzut și e cu set pixel, e cam greu de văzut așa. Deci light green, să zicem, nu mai dau black, simplu.
Da, uite, se văd câteva puncte. Hai să-i dau totuși mai multe puncte. 100, ia 1000. Nu mai știu câte erau inițial. Dar durează ceva. Ne-am dat 1000. Wow! Wow! Încă... Ia uite. A început ceva să se vadă. Probabil dacă aș da 10... Cred că era 10.000 acolo. Ca să se vadă ceva, să iasă ceva în genul ăsta. Da, e... Destul de complicat. Ce se întâmplă în acest program? Nu este important în momentul ăsta să înțelegeți ce e cu fractal. Eu nu mi propusesem să intru în fractal, dar dacă asta au dat ei aici în documentație, am zis hai să 100 de facem. mii era, Florin. Ce anume? 100 de mii. Erau 100 de mii? Ah, nici m-am uitat. Deci, da, ca să iasă tot desenul ăla 100 de mii. Există și metode mai simple de atât de a desena fractal fără atâția pixel, dar se pare că în simularea asta e puțin mai dificil. Hai să lăsăm totuși Turtle Graphics-ul, o să lăsăm pentru data viitoare și acum în minutele astea mă uitam dacă s-ar mai putea face ceva interesant, dar se vede aici cât de cât o schemă, dar da, deci e desenat într-un mod, da, foarte, foarte interesant, pur și simplu prin aleator, mergând pe funcția aceasta aleatoare. Ok. Ce am putea să mai facem? Nu mai facem nimic. Acum ne oprim aici. Eu zic că la programul ăsta ar fi interesant de văzut. Acum, trecând peste ceea ce face el, este fractalul e ca la minereul de aur. Ca la minereul de Bitcoin. Da. Bun. Deci, iată că cu ajutorul bucleelor, că am zis de bucle, de fapt, bucle am folosit până acum bucla for. Da, bucla for cu care ne-am mai tot întâlnit. Nu e prima oară când ne întâlnim cu ea, dar este o instrucțiune destul de complexă și care poate să ne însoțească destul de mult așa pe drumul ăsta al programării, pentru că este practic metoda prin care putem să automatizăm lucruri în programare. Este metoda prin care putem să scriem doar câteva instrucțiuni și să le repetăm de 1000 de ori, de 10.000 de ori, de 100.000 de ori. Deci putem să facem un program generic pe care apoi să-l repetăm în alte condiții. Ce este esențial aici este nu doar faptul că programul ăsta poate fi, secvența asta de program poate fi repetată de 1000 de ori, de 10 ori, de 100.000 de ori, ci și mai interesant de atât este faptul că avem posibilitatea să o repetăm în alte condiții, cu alți parametri. Da? Pentru că dacă stăm puțin să ne uităm aici, avem, de fiecare dată avem alte valori. Ei, în cazul ăsta a fost ceva ales la întâmplare, dar cum s-a văzut în programul anterior, aveam coordonatele calculate în funcție de acest i, cum am făcut la început cu pătratul și cerculețele. Acolo coordonatele le aveam calculate în funcție de acest i și deci de fiecare dată făceam același lucru, aparent tot desenam un cerc, dar coordonatele lui modificându-se, evident că ieșea un alt cerc. Și în felul ăsta am putut să facem tot felul de desene interesante. E interesant cum este făcut aici și această secvență cu if-uri. Eu unul totuși aș fi scris-o mult mai clar, mi s-ar părea mie, dacă ar fi fost scrisă așa. Dacă R este 1, fă chestia asta. Altfel, else, am zis else, nu are așa. Else if, nu merge scris direct așa. A, cred că le leagă direct, ok. Else, Else chestia asta. Mie mi se pare mult mai clar de înțeles în felul acesta, printr-o înlănțuire de if-uri și else-uri. Pentru că acum, eu zic că efectul programului este mult mai clar. Da? Iată, dacă avem o astfel de structură, contează mult aranjarea programului, pentru că în funcție de asta ne putem da seama ce se întâmplă. Iată, avem for-ul ăsta care îl repetă de 1000 de ori. Această secvență de cod. La început, în variabila R, avem o valoare aleatoare între 1, 2 sau 3, nu știm care dintre ele este, dar
în funcție de care dintre astea a fost, că a fost, dacă a fost 1, se dau valorile astea, dacă a fost 2, se dau valorile astea, dacă a fost 3, se dau aceste valori. Există aici o mică problemă, s-ar putea ca variabilele să nu le ia, nu știu dacă le ia în seamă, dacă sunt definite acolo. Dacă cumva nu le ia în seamă, n-ar fi nicio problemă, că le punem așa, ux ia valoarea 0, am pus punct și de ur, uy ia valoarea 0, dacă cumva nu le-ar recunoaște aici. Dar există unele limbaje, nu știu, un small basic, n-am intrat încă în detaliile acestea, dacă variabilele sunt locale, adică dacă le-am definit aici în blocul ăsta din if, dacă ele sunt vizibile doar acolo. Dar și dacă cumva se întâmplă asta, atunci le definesc în afară, le-am dat valori, nu contează ce valori, 0, doar așa de inițializare, urmând ca apoi să le dau valori concrete în funcție de ramura pe care se intre. Bineînțeles că felul cum a fost scris mai devreme a fost o optimizare. Dacă nu s-a, decât să le mai inițializeze cu 0 și să le schimbe apoi valoarea, le-a inițializat cu unul dintre cazuri și apoi a testat doar celelalte două cazuri. O optimizare, dar care poate e mai dificil de văzut pentru cei care sunt foarte, foarte la început și nu au suficientă experiență. Salutare, Daniel! Basic-ul de la ZX Spectrum. Eu știu QBasic. Eu știu QBasic-ul. Da, ăsta, small basic-ul este tot din basic-ul acela, din QBasic sunt... De acolo au rămas ca sintaxă, dar s-au dezvoltat destul de mult. Bun, cam atât pentru acum. Sper că nu v-au speriat aceste instrucțiuni, nu v-au speriat fractalii și buclele și toate astea. Știu că lucrurile pot să pară așa destul de dificile pentru unii, pentru alții însă, iată, mă bucur că văd că avem și solicitări să facem probleme mai serioase, dar cei care ne urmăresc mai de mult probabil simt nevoia să facem chestii și mai challenging, așa un pic mai provocatoare mental, ceea ce este foarte bine. Deocamdată o să continuăm cu seria aceasta de Small Basic, pentru că, iată, deși poate ați avut tendința să-l judecați ca fiind un limbaj de jucărie, iată că lucrurile sunt destul de serioase cu el și dacă nu suntem atenți putem să intrăm aici, cine știe, în niște găuri negre din care cu greu se mai poate ieși. Da, este un limbaj simplu, dar care are cam tot ce îi trebuie ca să poți face programare serioasă. Bun, cam atât pentru seara aceasta. Mulțumim că ați fost alături de noi. FoxPro, Daniel știe FoxPro, da, acolo e cu baze de date și acolo se pot face chestii interesante. Dar eu știu în prezent ce mai este. A rămas Daniel așa de pe tipuri cu FoxPro. Acum nu știu dacă se mai folosește prea mult. Bun. Mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și să ne revedem cu bine joia viitoare. Continuăm. Revenim la Țestoasă și o să ne folosim de aceste desene ca să facem grafică Turtle. Iată că avem aici, o să las documentul aici ca să, iată, de aici vom porni. Iată, avem chiar un obiect Țestoasă, deci care ne va ajuta, vom avea funcții, cum avem graphics window. Iată, avem chiar o Țestoasă, îi spunem Turtle Show, să ne afișeze Țestoasa și probabil îi vom putea da comenzi de genul să se deplaseze, să facă stânga, dreapta, să... Wow, super tare! Abia aștept! Bun, să ne vedem cu bine joia viitoare! O seară frumoasă să aveți! La revedere! Pa, pa! Pa, pa!